Ele fac parte dintr-o expoziție, dintr-o colecție a unui pasionat al acestor device-uri, domnul Abudoaie, menționat de doamna muzeograf, care și-a început afacerea cu o mică firmă de telefoane mobile, GSM Iași. Fiind pasionat, de-a lungul timpului le-a colecționat și a ajuns astfel la, la un patrimoniu, putem să-i spunem, care pe alocuri este foarte, foarte valoros. Orice vechi deja devine valoare. Bineînțeles că nu le-am adus pe toate, nici el nu are pretenția că are toate telefoanele mobile, modelele de telefoane mobile. Numai dacă ne uităm la filmulețul ăsta, o să vedem că în 2004, de exemplu, Nokia a scos pe piață 39 de modele de telefoane mobile. În toată expoziția asta se află 71. Deci vă dați seama, dacă am fi luat numai Nokia, o firmă, și modelele expuse, scoase pe piață într-un singur an, am fi umplut jumătate expoziție. Nici pe departe nu este expoziția atot cuprinzătoare, exhaustivă. Ea cuprinde numai niște momente din evoluția telefonului mobil și nici măcar aceea nu este completă, ci cuprinde din anul, începe cu 95 și se termină cu 2012. Bun. Întrebarea este ce caută Muzeul de Mineralogie din Baia Mare în această... Ce treabă are un muzeu de mineralogie cu telefoanele mobile? Telefoanele mobile înlocuiază, cum spuneam, în producerea, în structura lor, o grămadă de elemente chimice. Acolo aveți în vitrină acel tabel, se cheamă tabelul Mendeleev. O să vă scoată perea albă, prin clasa a șaptea, între a șaptea. Acolo sunt toate elementele chimice cunoscute în lume și puse în acel tabel. Apropo, Mendeleev s-a născut în 8 februarie 1835, deci ieri, dar pe fost ziua lui de naștere. Mendeleev a fost un mare savant rus. Și a pus toate elementele chimice cunoscute în acel tabel. Deci, colorate, toate elementele chimice care sunt colorate din acel tabel se regăsesc într-un model de telefon. Noi am ales iPhone-ul 5, iPhone-ul 6, care are vreo 129 de grame, să fim preciși, da? Și toate elementele alea colorate, elemente chimice, se regăsesc în acel device. Bun, elementele chimice de unde provin? Provin din interiorul Pământului. Cum sunt ele legate acolo în interiorul Pământului? Sunt legate de așa numitele minerale. Și aici ajungem la muzeul nostru de mineralogie, Baia Mare, Victor Gotuza din Baia Mare, și vă prezentăm ce minereuri generează, ce minerale, ce minereuri generează aceste elemente chimice. Aur, argint, știți, telefonul vostru care aur. Nu știați? Vă spun eu, dacă... De ce credeți că are aur? Și mai mult de acum. Deoarece să fie mai puternic. Da, ai dreptate. Pentru că aurul este... Pe lângă faptul că este prețios și important ca bijuterii, să știți că marea majoritate a aurului este folosit în electrotehnică datorită capacității lui de a transporta curent electric fără pierdere. Adică, cu alte cuvinte, dacă am putea să înlocuim sârmele astea de aluminiu și de cupru care le vedem pe stradă cu fire din aur, am plătit factura de curent la 10%. Pentru că conduce fără pierdere. Este un bun conducător de electricitate. O să învățați voi chestiile astea de la fizică, să nu vă apucați să vă spargeți telefoanele, să scoateți aurul din el. Pentru că dacă vă uitați pe tabelul din dreapta, veți vedea acolo conține cam 45 de miligrame de aur. Deci, o picătură de aur în tot telefonul. Același aur a împrășteat prin circuit. O să vedeți sub. Veți vedea, de exemplu, carbonul și aluminiu, ele fac baza telefonului mobil. Pentru că se regăsesc în carcase, se regăsesc în ecrane, se regăsesc peste tot.